celei majorități, dacă vreți, pe care o numim cu un termen pretențios societatea civilă. Ce e societatea civilă? Societatea civilă nu sunt numai, așa cum ne-au învățat foarte mulți, intelectualii, membrii ONG-urilor. Societatea civilă sunt și oamenii de rând, societatea civilă sunt și oamenii cu bani, sunt și oamenii fără bani, sunt în genere oamenii interesați de mersul lor și oamenii care nu sunt în niciun fel interesați împotriva bunului mers al țărilor. Sunt oamenii care, într-un fel sau altul, dezvoltă o atitudine conștientă față de lumea în care trăiesc. Ei, acești oameni sunt foarte bine reprezentați, din păcate, doar de, sau aproape numai de, președintele Băsescu. Ultimele lui două luni de poziții și mai ales intervenția de după Consiliul European de la Bruxelles, cred că sunt dovada cea mai clară în sensul ăsta și pot fi consultate, pot fi citite. E vorba de un mesaj care aduce sau încearcă să aducă prin cuvintele președintelui Băsescu tot efortul politic, administrativ, intelectual al națiunii române pe direcția salvatoare. În așa fel încât ar trebui să facem, urmând acest mesaj, pasul de la politica locală, de la faimosul politicianism, de care ne plângem toată ziua, la politica reală și națională. În ce măsură reprezintă oameni ca Bârvulescu, Alistar și alte figuri din taraful civic pe care PSD și la Ancheria, de altfel, recent, într-un pact deja celebru, în ce fel reprezintă acești oameni interesul public, interesul național? În niciun fel. E vorba de o trădare, e încă o trădare a intelectualilor, cu precizarea că acești oameni au demisionat singuri din funcția de intelectual public, s-au îndepărtat de răspunderea enormă care le revine și practic au abandonat în condițiile cele mai meschine bruma de răspundere pe care și-o asumaseră cândva la începutul anilor 90, să zicem.